Beneficiile tensiunii În urmă cu mai mulți ani, în timpul unei conferințe de leadership, am pus câte un elastic din cauciuc pe masă în dreptul fiecărui participant. Am început apoi sesiunea rugându-i să se gândească la toate modalitățile în care acesta ar putea fi folosit. La sfârșitul discuților le-a spus să identifice un singur lucru pe care îl au în comun toate felurile în care au spus că l-ar utiliza. Elasticele din cauciuc sunt utile doar atunci când sunt întinse. Același lucru poate fi spus și despre noi. 1. Foarte puțini oameni vor să se extindă. Există o povestioară despre un zilier pe nume Sam, care i s-a oferit la un moment dat un job cu normă întreagă de către proprietarul unei mor de apă care avea probleme cu șobolanii ce apăreau în zona stăvilarului. Proprietarul i-a cerut lui Sam să scape mora de șobolani și i-a pus la dispoziție și o pușcă ca să poată să-și facă treaba. Sam era în al nouălea cer, fiindcă era primul său loc de muncă sigur, de unde primea regulat salariu. Într-o zi, după câteva luni, un prieten a venit în vizită la Sam. Acesta stătea pe o băncuță soioasă, cu arma între genunchi. Hei, Sam, ce faci?" a întrebat el. Îmi fac treaba, Păzești vilarul." Îl păzești de ce?" De șobolani. Prietenul său s-a uitat spre stăvilar, și în momentul acela a apărut un șobolan. Iată unul! a exclamat prietenul, omoară l Sem nu a făcut nicio mișcare. Între timp, șobolanul înaintea. De ce nu-l împuști? ce ai pierdut mințile, răspuns sem. Crezi că am chef să-mi pierd jobul? Și se poate părea o povesteară stupidă, dar este mult mai aproape de realitate decât se putea imagina. Spun asta fiindcă, pe perioada facultății, am lucrat printre altele la un abator. Sarcina mea era să iau bucățile de carne din frigidere și să împachetez comenzile clienților, însă eram curios cum se desfășoară întreaga operațiune și voiam să înțeleg cum funcționează totul. După câteva săptămâni de stat acolo, pens, un coleg care lucra de mai mulți ani în fabrică, m-a luat deoparte și mi-a spus, Pui prea multe întrebări. Cu cât știi mai puțin, cu atât ai mai puțin de făcut. Jobul lui era să omoare vitele. Și asta era tot ceea ce își dorise vreodată să facă era asemenea unui personaj pe care l-am văzut la un moment dat într-o caricatură din Wall Street Journal care îi spunea directorului de personal Știu că sunt supracalificat, dar promit să-mi folosesc doar jumătate din abilități. Cele mai multe persoane își folosesc doar o parte din talente și arareori se străduiesc să își atingă adevăratul potențial. În viața lor nu există dorința de dezvoltare și nici de extindere a capacităților. Din nefericire, o treime din cei care au terminat liceul nu mai citesc vreodată o carte, și nici 42% dintre absolvenții de facultate. Iar, publisherul David Godine susține că doar 32% din populația Statelor Unite a intrat vreodată într-o librărie. Nu știu dacă oamenii sunt conștienți de discrepanța dintre ceea ce sunt și ceea ce ar putea fi, însă foarte puțin par să citească câte o carte ca să mai reducă această breșă. Mult prea mulți oameni sunt dispuși să se mulțumească cu puțin în viață. Este oare un lucru rău? Citește descrierea făcută de Edmund Godet și apoi stabilește singur. Mediocru este cel care nu știe ce să răspundă atunci când prietenii sau familia îl întreabă de ce nu are mai mult succes. Mediocru înseamnă cea mai de sus parte a celei inferioare, cel mai bun dintre cei mai proști, cea mai de jos parte a celei superioare, cel mai prost dintre cei mai buni. Te încadrezi în aceste categorii? Mediocru înseamnă să nu ieși în evidență cu nimic nesemnificativ, o non-entitate. Să fii mediocru înseamnă să fii leneș, să îți lipsească curajul de a lua o poziție, înseamnă să îți treacă zilele pur și simplu fără să faci nimic. Să fii mediocru înseamnă să ocupi spațiu fără niciun scop, să parcurgi drumul prin viață fără a achita niciodată. Călătoria: să nu plătești niciodată dobândă la investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în tine. Mediocru înseamnă ca celălalt să uite la un moment dat că ai trecut prin această viață. Oamenii își amintesc de cineva care a avut succes prin prisma contribuției aduse, iar de cineva care a dat greș pentru că a încercat. Însă o persoană mediocră este pur și simplu uitată. Să fii mediocru înseamnă să comiți cea mai mare crimă împotriva ta a umanității și a lui Dumnezeu. Cel mai trist epitaf este acesta. Aici odihnesc Domnul și Doamna mediocritate, rămășițele a ceea ce ar fi putut fi. Nu putem fi de acord cu ideea de mediocritate, nu? Nimeni nu admiră persoanele mediocre. Cele mai bune companii nu plătesc mediocritatea. Nu are niciun sens să țintești mediocritatea. Așa cum spunea romancierul Arnold Bennett, adevărata tragedie este cea a individului care nu a depus niciodată în viață efortul suprem, care nu și-a atins niciodată capacitatea de plină, și care nu s-a înălțat niciodată la nivelul maxim. Trebuie să fim conștienți de breșă care se află între noi și potențialul nostru și să permitem tensiunii aferente acelei breșe să ne motiveze, să ne străduim să fim mai buni. 2. Acceptarea status voului duce în cele din urmă la lipsa de satisfacție. Cred că cei mai mulți oameni au tendința firească de a rămâne acolo unde se simt confortabil, alegând confortul în detrimentul potențialului. Se lasă pradă tiparelor și obiceiurilor cu care sunt familiarizați, făcând același lucruri, în același fel, alături de aceiași oameni, în același timp, obținând aceleași rezultate. Este perfect adevărat că te poți simți bine în această zonă de confort, însă duce la mediocritate și în cele din urmă la lipsă de satisfacție. Așa cum spunea psihologul Abraham Maslow, dacă plănuiești să fii orice altceva mai puțin decât ești acum, probabil că vei fi nefericit până la sfârșitul vieții tale. Dacă te-ai mulțumit vreodată să accepti starea actuală a lucrurilor și apoi te-ai întrebat de ce viața ta nu este așa cum ai sperat, atunci trebuie să îți dai seama că nu îți vei putea atinge potențialul decât dacă ai curajul să ieși din zona de confort personal și să rupti parul de gândire tipic mediocrității. Trebuie să lași în spate tot ce este familiar, sigur și cert. Trebuie să renunți la scuze și la pretexte. Trebuie să fii dispus să faci față tensiunii inerente, fiindcă este singura modalitate de a evita ceea ce a descris poetul John Greenleaf Whittier atunci când a scris: Unele dintre cele mai triste cuvinte sau vorbe sunt: Aș fi putut fi.